național, e județean. El va fi sediu regional. Pentru că asta este și viziunea pe care o are domnul Simira. De asta. Nu e prima oară. Nu e prima oară. Ce sediu regional? Știm foarte bine că mult trâmbițatele proiecte care duc spre descentralizare, mult chiar disputatele legi care fac obiectul dezbaterilor acum în Parlamentul pe care domnul Spânu îl frecventează, duc către acest final, descentralizare. Descentralizarea va duce într-un final la regionalizare. Iașul vrea să ocupe locul 1 în această regiune. Vorbim de Consiliul Județean, de Consiliul Regional. Da, păi atunci când vei avea spații pentru a caza, pentru a pune în lucru instituțiile europene ce vor veni în Iași. Instituții, care instituții? Direct... Spuneți-le, dați-mi două exemple de instituții europene care vor veni în Iași. Două, trei. Păi vă dau exemplu, dacă mă lăsați să vorbesc. Vă las. Pentru că aveți un talent concret. Deosebit. Nu mă scuzați, dar chiar vreau două instituții pe care una... Știm foarte bine ce înseamnă proiecte europene și implementarea acestora. Avem comisii europene care vin și verifică aceste proiecte, cum se implementează. Ori noi vorbim de sute de milioane de fonduri cu finanțare externă și implementarea. Dar sunt acești bani, cum să vină? Parcul tehnologic, centru expozițional în implementare, reabilitare Mănăstire Golia, drumurile județene de 50 de milioane de euro care urmează a se care urmează a demara lucrările. Cu sediul regional o aud pentru prima păi dată. Cum? Dar sediul regional nu se petrece. Ori ați schimbat-o peste noapte. Domnul Ghețău, nu încercați să fiți de o parte sau de alta. Nu, fiți un jurnalist echilibrat, alt, da. Pentru că așa vă va sta mult mai bine și veți avea mai multă longevitate. Bani mulți la mijloc. Nu domnul vorbim Ghețău, vă spun aici eu, în perioada de criză s-au construit și Palatul Culturii, s-a construit și Teatrul Național și Filarmonica, care astăzi tot noi cu politicieni de al de domnul Spânu nu reușim nici să reabilităm, dat fiind legile făcute pe genunchi ce țin de retrocedări, tot cu politicieni de genul ăsta care sunt învățați numai să bage bețe în roate atunci când cineva face ceva și nu sunt obișnuiți să construiască pentru a rămâne în comunitatea respectivă un lucru. Și dacă noi contestăm că un edificiu va aduce prejudicii prin faptul că va costa o sumă de bani, înseamnă că suntem pe o falsă problemă. Sau deci, tratăm problema destul de fals. Nu spun, auziți, timp, numai puțin, auziți că va fi sediul regional aici. Nu va fi. Pentru că domnul Spânu nu va avea niciodată puterea să se bată pentru ca Iașul să ajungă numărul 1. Îl va lăsa pe domnul Flutur la Suceava să fie mai tare decât domnia sa, în deci, spatele domnul, căruia pozează. Domnul Scăliție, dumneavoastră spuneți o groază de inepție aici, legate de Parlament, nici măcar nu știți care este, să spunem, structura Parlamentului de și cu ce se ocupă acest lucru. Dar nu se vede lucru la televizor, toți ieșe niște păi oameni. Eu nu vreau să intru într-o polemică cu dumneavoastră. Spuneți o groază de inepții. V-a scăpat sediul regional? Nu are nicio treabă sediul regional. La sediul regional a cui? Este vorba de Consiliul Județean Iași. Este faptul că domnul președinte Simirat, de când a intrat în sediu, știți foarte bine că a fost nemulțumit de condițiile de acolo, de cum arată toaleta, de faptul că nu are fereste termopan, de faptul că ușile nu sunt frumoase, a început prima acțiune. Ce rău n-a face eu vă rog, igienizare într-un deci, loc eu vă rog, unde, eu vă rog să mă lăsați așa cum v-am lăsat și eu pe dumneavoastră să vorbiți. Da. Deci tot ceea ce a spus dumneavoastră, fără să dați un exemplu concret, pentru că întrebarea a fost la ce folosește acest sediu. Și ați încercat să spuneți dumneavoastră că vor veni instituții europene și ați enumerat o serie de proiecte care absolut toate da, sunt ale fostului Consiliu Județean și ale fostului președinte al Consiliului Județean, domnul Fleișă. Trebuie să le urmărim implementarea. Există, nu, ele s-au implementat, deci domnul Adăscăliții. Deci, dumneavoastră nu înțelegeți foarte multe lucruri, chiar dacă sunteți vicepreședinte acolo și vă rog să mă lăsați să-mi duc cuvântul până la capăt. Proiectul cu Mănăstirea Golia, proiectul Parcului Tehnologic. Este în derulare? Da, dar toate... Centrul expozițional este în derulare. Centrul expozițional Moldova este în derulare și e aproape de final. Cine urmărește implementarea aceasta? Nu vin de specialiști pe care dumneavoastră îi cazați într-un spațiu pe care spuneți că nu aveți acum bani și vă veți gândi și va fi realizat în ani și așa mai cunoașteți departe. Cunoașteți intenția... Deci eu vă rog să mă las să vorbesc, domnul Ghețău. Bun, domnule Spânu, acum... Problema este că nu folosește acest sediu nimănui.
Deci în momentul în care pui în balanță, aruncați zeci de milioane de euro, când te uiți în spitale, în școli, ca tavanele, deci cum pot să cred că aceste ctitorii mărețe au într-adevăr legătură cu realitatea oamenilor care și-au dat un vot pro sau contra, în momentul când, în minutul 5 al ședinței, domnul președinte Simirad a solicitat consilierilor județeni să nu aloce insignifianta sumă de 65.000 de euro către maternitatea Elena Doamna, pe motiv de criză și că nu sunt bani și că trebuie să dea salarii și trebuie să facă reduceri și trebuie să taie. De ce nu exact, exact acest lucru l-a făcut. Iar că sediul acela este revendicat. Asta e altceva. Există o singură hârtie, o adresă, fără acte în spate, este fără revendicat nimic. Sau nu? Deci, legea nu este revendicat. Există o cerere, acolo să nu interzice legea. Nu. În cazul de forță majoră, eu vreau, dumneavoastră sunteți, v-au contrazis consilierii județeni din cadrul PSD-ului, care v-au spus că în conform legii, în caz de forță majoră, se pot interveni. Dar, nu Ghețău, există o simplă hârtie a cuiva care a spus că... Am înțeles, că asta cu maternitate e o deci, neclară. Deci, dimineața îmi spui, deci, la ora începerii ședinței spui că n-ai 65.000 de euro, că bugetul e sărac și așa mai departe, iar după o oră și ceva spui că vom găsi de undeva 10 milioane de euro pe lângă toate celelalte și vreau să vă reamintesc că dacă vă uitați pe orice proiect finanțat de stat, în Iași, cred că în toată țara, niciodată costurile inițiale estimate nu au corespuns cu costurile finale. Întotdeauna s-au trecut la depășiri de 60-70. Uitați-vă la sediul Rajac. Știți marele scandal apropo de ce a fost cu sediul Rajac, care a depășit constant situația inițială de lucrări. Dar nu folosește nimănui. Uităm la gară ce se întâmplă cu renovarea. Exact, nu vine nimeni să-și facă un birou acolo. Cei care vin specialiștii la Comunitatea Europeană vin 3 zile, verifică stadiul proiectului, hârtiile, își dau ok-ul și așa mai departe. Dacă vin, pentru că de obicei noi trimitem documentația la București, de acolo ajunge la Comunitatea Europeană. Nici într-un caz nu vin 50 de specialiști din Europa să stea să vadă cum crește o anumită investiție în Iași. Da, nicio formă. Pe de altă parte, domnul Simirad se plânge și cei din Consiliul Județean, dar în special domnul Simirad, că, domnule, nu avem spațiu acolo. E mic. Eu am dat o soluție. Știți foarte bine că actuala casă pătrată, sediul în care există instituția Consiliului Județean, a fost proiectată inițial de arhitectul de pe vremea respectivă ca o clădire cu 3 etaje. Datorită faptului că conducerea de partid și de stat din acea vreme a dorit să inaugureze mult mai repede acest sediu, au fost nevoiți să stopeze la etajul 2, să-l îmbrace repede și să-i dea drum. Se poate construi al treilea etaj cu materiale ușoare, inclusiv schimbarea feței acestei clădiri, pentru că este în contrapondere cu Palatul Culturii, care este într-adevăr... Da, arată jalnic. Bun, să ascultăm pe doamna Descălții. De ce nu se mai face eventual un etaj la Casa Pătrată? Este o falsă pistă pe care domnul Spânu încearcă să ne trimite, pentru că a începe demersuri în a expertiza o clădire ca și cea pe care o numim noi Casa Pătrată astăzi. În a gândi că acolo se poate face un al treilea etaj. Și e posibil ca expertiza să spună acest lucru. Plecând de la situația juridică și de la proprietarul acestei case. Păi proprietarul e stat. Sunt două, dar nu Consiliul Județean. Sunt două instituții acolo. Prefectura și Consiliul Județean. Tocmai erați supărat că v-am interzis. Dacă mă lăsați să-mi termin și eu ideea. Și atunci, dacă știm că nu are legătură proprietatea cu administrația Consiliului Județean, care este cu totul altceva față de ceea ce numim instituția prefectului, care acum ne tolerează în acest spațiu. Și asta pot trebuie să știm. Pot funcționa în anumite condiții. Mai ales condiții că aveți nevoie unii de alții. Știți foarte bine că toate hotărârile de legalitate le dă Consiliul Județean. Dar nu are nicio legătură clădirea cu hotărârile de legalitate. Din acest motiv vrea Consiliul Județean un sediu nou, fain, frumușel, în Copou, o zonă sunt bună. Cu marmură, cu balustradă. Știți proiectul, când l-ați prezentat chiar dumneavoastră în Consiliul Județean, cu sute de metri pătrați cabinete pentru președinte, pentru vicepreședinți, și vă dau declarația domnului Simirad, cu cabine de duș, cantină, săl de fitness, da, locuri de făcut și servit cafeaua. Pe timpul meu vorbește domnul Spânu sau eu trebuie să vorbesc? Da, haideți să vedem, am văzut și eu în... Aceste lucruri le-ați spus domnul Spânu, 200, nu știu cum domnul ați plictisit. Biroul domnului Simirad, să le repet, o clipă, biroul domnului Simirad, 250 de metri pătrați? Nu știu, domnul... Cât 5 apartamente... Nu va fi biroul domnului Simirad. Dumneavoastră uitați și vă repet. Și asta trebuie să o înțeleagă toți cei care sunt pentru și chiar împotrivă. Că...